În urma incidentului produsul luni, atunci când mai mulți localnici din Sipoteni, Reinul Călăraș, au blocat circulația trenului de pe cursa Unghen-Chișinău, manifestându-și în acest fel nemulțumirea față de numărul redus al locurilor în această garnitură, doi șefi de direcție au fost demiși din funcție. Este vorba despre șeful depoului de locomotive din Chișinău și șeful serviciului gospodărie a locomotivelor. Conducerea căii ferate a dispus ca în zilele de luni și vineri, atunci când traficul de călători este majorat, să circule două secții pentru cursa Unghen-Chișinău. Călătoria ferată din Moldova dă asigurări că responsabili din cadrul întreprinderii vor continua monitorizarea fluxului de călători, astfel ca, în caz de necesitate, garnitura să fie suplinită cu vagoane și în celelalte zile ale săptămânii.